Ați văzut, s-a întrerupt la voi. Probabil că și între voi doi se întrerupe ceva. Pentru că, iau te, pentru că e o relație toxică, pentru că cineva este legat, interesant cum simt, poate chiar printr-o vrajă de altcineva. Nu, știți că nu prea îmi place să zic lucrurile astea, dar... Posibil. Că e conștient, că nu e conștient. Trei de monede. Ce simt pentru voi? Steaua. Da! Voi le arătați drumul, le arătați calea, cum să-și construiască, să-și reconstruiască viața, să construiți împreună. Ce mai simt? Simt că voi vă vindecați dacă v-ați retras apele dragostea din cauza acestui triunghi, din cauza unei toxicități. Simt că voi vă vindecați. Dar clar este o femeie toxică aici, în această poveste. Este o femeie toxică. Însă dacă ar fi să construiască cu voi, și-ar găsi destinul. Ia uite, asul de spade. Am dreptate, am dreptate. Poți să aibă și abundență și dragoste. Iute, regele și regina de cupe. Asul de cupe. Regele și regina de cupe unul lângă altul și 10 de monede și abundență și adevăr. Se poate! Dacă renunță la ce e toxic. Asul de cupe. Aș spune că, iar, și acești oameni încă speră. Speră că se pot reconstrui lucrurile. Asul de cupe. Marcaș puternic în Taur, Peștrac, Scorpion, Vărsător. Asul de cupe clarificat de valetul de bâte. Da! Ia uite, și cavalerul de bâte, și împăratul. Da! Unul este foarte puternic financiar. Dar până acum a manifestat varianta sa mai joasă, valetul și cavalerul. Nici pe departe nu s-a manifestat ca un rege, ca un împărat. Dar iar este dorința de la, de la zero. Este dorința. Acum rămâne de văzut ce face. Ce simte? Simte ce și-ar dori un copil cu voi. Unii dintre ei. Copil, asul de cupe, fertilizare. Nu contează unde. Zic unde că poate să fie și in vitro. Da, zic pentru cei care nu știți. Să nu vă închipuiți că spun prostii, nu? Da, nu e vorba de asta. Valetul și alte cupe. Atracție sexuală foarte puternică. Dar atracția a adus dragostea, de fapt. Au descoperit, de fapt, îi simt. Nu doar sunt atrași de voi, simt emoții. Regele de monede. Ia uite. Șapte de spade. Ori ascund că sunt căsătoriți, ori ascund că au bani, ori ascund ceva. Ca o poziție socială, profesională, ascund. Ori eventual au fugit de relație, au fugit de adevăr, că am văzut și asul de spade, și se gândesc cum să se întoarcă și să manifeste împăcare. Și stabilitate cu trei de monede. Da, e justiția, e căsătoria, e o nedreptate, dar atracție este. Aș vrea să clarific ce această împărăteasă invers. Stați-mi voi să mai clarific ceva. Clarificăm împărăteasă invers. Acasă, măi. Cu 10 de monede, care reprezintă familia, foarte posibil să fie mama. Regina de cupe. Și au găsit dragostea printr-o aventură. Deci aventura aceasta, dacă a fost între voi aventură, nu știu. Sau și-au dorit sau au visat. Dar au descoperit dragostea, regele și regina de cupe. Însă, voi ați intuit că e ceva. Și ați blocat Marea Preoteasă, șapte de bute. Se protejează Marea Preoteasă. De 10 de monede. E o femeie care nu se implică în familie. Din multe motive. Poate e obsedată de bani,
Poate e imatură, imatură emoțional cu valetul de cupe, poate. Despre asta ar vrea să vă vorbească, că dacă ei s-au portat așa, probabil că au avut un exemplu. În fine. Mai dăm pe 7 de spade, te rog frumos, clarificare. Eventual au crezut că pot să facă casă cu ea și n-am făcut. Sau poate să fie chiar mămică. Mămicuța lor, că astăzi am vrut să fac un video despre băieței și mămicuțele lor. Da, vreți? Ziceți-mi care vreți să fac un mic video. 10 minute, da. Să-mi expun părerile. 9 de cupe. Da, vor să o ia de la zero să lucreze, să se implice în relație. Mai dăm o carte, 9 de cupe. Clarificăm 7 de spade. Furăciosul, fugăciosul, mincinosul. Strategul, șmecherul, istețul. Bad boy, bad girl. Whatever. Wow, ce de cărți. Emoții au. Probabil mai puțin exprimate mai puțin decât ceea ce simt. Însă în secret, iar Luna, în secret țin foarte mult la voi și vor să aibă victorie cu voi. Vor să aibă victorie cu voi. Vor să ofere reciprocitate și să își dau seama că au pierdut această ocazie și și-au rănit inima, v-au rănit și pe voi, da, din cauza confuziilor, opțiunilor, minciunilor, da, lipse de implicare, pasivității cu 4 de spade. Au senzația că voi nu țineți la ei așa de mult cât țin ei la voi. Așa cred ei. Am zis, unele dintre voi, dacă ați simțit că a fost ceva, poate să fie reconstrucția voastră, vindecarea voastră și ei să simtă. Dar trecând peste acest mesaj și ei își doresc, speră, se roagă. Nu știu dacă s-au rugat până acum, dar probabil încep să se roage într-o anumită formă. Și speranța e o anumită formă de rugăciune, zic eu. Dacă greșesc, puteți să mă corectați. 5 de bute. Conflicte, ia uite, 3 de spade. Exact ce am fost mai devreme, 4 de cupe și 3 de spade, da? De ce? Că a fost o căsnicie sau familiuța unora, care i-a programat într-un anume fel. Să nu fie în stare să-și năpădească gânduri, capul, căpușorul de gânduri, în loc să spere, să vadă frumosul, bucuria în fața lor. Așa, acum vedeți cum arunc cărțile, sunt un pic cam supărată pe ei. 5 de bâte. Da, probabil aici este și conflictul, acasă. Frea, surori, mămici, tătici, închișori și mătușici. Poate să fie și foste fuști și soții și soțiori. Mai, scuzați-mi energia, dar să sper că nu vă enervez. Eu sunt pic cam enervată. Dar, după tăcere, iar eremitul și faetonul, zic chiar că am mai văzut și la alte numere. Tăcere, eremitul și faetonul. Eremitul vrea să meargă spre lumină, spre stea. Vrea să meargă spre vindecare, spre voi, spre dragoste. Și va lua decizia de a se mobiliza, de a se zbate, băi, nu bate. Zbate. Hai să pun la loc, de fapt n-am tăiat. Ha, odată. Justiția, chestiuni care țin de justițiune. Nici nu știu dacă e corect. Mă joc și eu cuvintele. Odată. De două ori. De trei ori. Nu am opțiune să traduc. Din păcate. 9 de cupe, da. Probabil că au fost învățați să fie și mai egoiști. Sau s-au învățat singuri din cauza problemelor acasă. Acasă n-au primit dragoste. Asta vor să vă spun. Voi le-ați oferit-o. Acasă n-au primit dragoste. N-au primit...
Doamne. Of, Doamne. Valetul de monede. Se gândesc cum să vă ofere ceva, cum să comunice, cum să vă ofere un dar, să arate cât de speciale sunteți. Pentru că sunteți steaua asta, simți, sunteți steaua lor, destinul lor. Ia uite, împreună sunteți puternici, le dați putere. Asta gândesc. Împreună sunteți power couple. Un cuplu de putere, dar doi de monede, încă nu știu ce să aleagă. Între a sta pe loc, a se sacrifica în această familie sau în această postură de soț, de, eu știu, cineva întreține familia, că dacă mama nu are bani, nu are serviciu, poate să fie și copilul care dă bani în casă și nu mai are timp de altceva. Regele de monede, nu e obligatoriu să fie soț, deși în general este soț, dar... Ia uite, valetul de cupe. Da, vor să-și ceară scuze că v-au abandonat. La distanță, iar moartea. Ce mai e aici? Interesant, apărut că la numărul 2, poate un pic mai mult. Da. În secret își rețin pasiunea. Dar... Iar... Asta gândesc. Dacă mai stau în această postură, în acea relație karmică, se sacrifică. Poate voi nu știți că au un simț al responsabilității, cel puțin față de familie, de neam. Din punctul meu, poate chiar exagerat. Și eu l-am avut cândva, dar l-am depășit. De-aia am zis, dacă vreți să fac un videoclip despre băieți și mămicile lor. Mama lor. Mama lor. Da. În fine. Hai să vedem ce ar fi, la ce se mai gândesc. Că trebuie să-și facă putere. Să vină, să-și facă curaj să vină spre voi. Că ceva... Nu a fost așa cum ar fi trebuit să fie. Să-și facă curaj. Eventual să vă spun adevărul. Oricum. Frumos. Puterea pe steaua și pe trei de monede. Puteți să construiți un destin strălucit dacă și ei se ridică la... Nu se la vibrație. Dacă și se implică la fel de intens ca voi. Eu vorbesc așa un pic mai apăsat. Hai să vedem ce, cum acționează odată. Bine, despre acțiuni poate mai facem altceva. Dar acum așa, pe scurt, de 2 ori. De 3 ori. Deocamdată își fac griji. 8 spade. Griji mari, 98. Hai să vedem. Nu știu. Griji mari. Se uită în proiecțiile pe care le-au văzut în familie și nu știu cât își ascultă intuiția. Lumea. 5 de bute. Iar l-am văzut de a doua oară când apare. 7 de cupe. Și 6 de cupe. Dintre toate opțiunile de exprimare, aș spune, au multe opțiuni. Probabil că mai sunt și alte persoane care îi vor, nu doar cei de acasă, nu doar soția sau iubita sau familia, ar mai fi și prieteni, prietene și așa. Este că 7 de cupe visează la împăcare, dar aș spune că sunt pe cale să aleagă împăcarea. Uitați un pic că mai văd și altceva. Mai văd și altceva. Asta e un mesaj pentru unii. Știți ce mai văd eu acum? Sunt conștienți că alături de voi pot să-și creeze o nouă lume foarte specială, foarte puternică, probabil misiunea lor. Dar pentru această lume trebuie să lupte.
Trebuie să lupte, lupte puterea, steaua, 3 de monede. Și am văzut 5 de monede mai devreme. Dar deocamdată, ei visează la această atracție, visează la cupa, la dragostea pe care au simțit-o, visează. Și între timp, nu știu pentru cine a fi, s-au cam împăcat cu familia, cu fostul, cu fosta, cu ceva. Bă, nu știu pentru cine a fi, sper că... Da, dar dacă s-au împăcat, a apărut turnul. Sau apare separarea. Unul dintre voi știe, voi deja știți, voi renașteți. Vă renașteți. Cu alte cuvinte, vă băgați telefonul în priză, dacă știți că s-au împăcat cu fostul, cu fosta, produceți separarea. Hai mai dăm o carte, că ceva, nu știu, nu... Unde, ce-am făcut cu cărțile? Da, așa. Le-am acoperit. Sunt o leacă ca amintecii oameni ăștia. Emoțiile față de voi tulbură și ai impresia că își găsesc pământul, stabilitatea, tot acolo unde n-au avut emoții. Oh, ce mesaj vine! Acolo cred că ei, așa e normal să-ți găsești stabilitatea în afara emoțiilor și faptul că lângă voi simt foarte multe... Oh, Doamne. Deși știu că sunteți puternice, știu că sunteți parte din destinul lor, știu că îi puteți vindeca, știu că vă apreciază, că trebuie să vină cu scuze, dar lucrurile sunt cam încheiate și între voi o nouă lume se poate manifesta, o nouă etapă, că aveți un as, dacă se luptă. Deocamdată asta... nu știu, totuși, hai să mă duc la fostul fost dacă... Că... Amasă. Ia clarificăm, te rog frumos, 7 de cupe. Moftică. Moftică. Da. Dragile mele, voi vă reconstruiți viața cu sau fără ei felicitări? Felicitări, doamnelor. Și domnilor. Șapte de cupe. Hai, 7 de cupe. 5 de cupe. Da, și regretă confuziile. Sunt conștienți că trebuie să schimbe energia, dar deocamdată sunt cu capul, ia uite, cu mintea în gânduri, influențe, 5 de spade pentru mine, nu doar conflict mental, sunt și influențe, au dureri de cap, taca, 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 cineva le trâncăne la cap, taca, 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 mămica aia, sau soția aia, soție, așa, și sunt cu capul nou, ce frumos era, S-a dus dragostea. S-a dus dragostea. Ce fac? Ce fac? Să mă întorc la fostul, la fosta, la familia mea, la prietenii din copilărie? Păi da. Că nu trebuie să te schimbi pentru ei. Stai acolo. Stai prea acolo, mă. Stai acolo. Hai, 6 de cupe. Ia-te. Vorbesc în timp ce vorbesc și apare 3 de spade, dezamăgire. Și voi și probabil că și ei. 6 de cupe. Sunt bătrânești lângă ei. Asta, 6 de cupe. O să scoată pere albi. Asta e alegerea ta. 6 de cupe. Hai că poate nu știu de ce văd eu așa ceva. Dezamăgire. Deci dacă se împacă cu fostul, cu fosta, dezamăgire, o să le... Probabil că s-au împăcat și deja regretă. Deja regretă pentru că e pe această situație în care atârnă de nu știu cât timp, se sacrifică. În principiu, există un anume tip de stabilitate
Nu, au fugit de stabilitate. Și probabil s-au complăcut în relațiile acelea instabile, acasă. E un exemplu negativ acasă. Eu asta văd, un exemplu negativ acasă. Mai dăm o carte. Pe 6 de cupe, 3 de spade. Multe. Vedeți, e turn, e turn, cum am arătat mai devreme. Dacă ei se împacă cu foștii, voi vedeți drumul vostru și vă găsiți alții pe pereche. Renașteți, măi, fetelor, femeilor, domnilor și doamnelor. Renașteți. Da. Și atunci vor suferi și mai mult când vă vor vedea că renașteți. Ia uite, în timp ce vorbesc apare turnul, da, și 6 de monede. Alții așteaptă să le dea bani. Asta simt. Alții așteaptă să le dea bani. Asta nu. Asta nu arată 7 de spade. Asta nu arată. Țin prea mult la această familie, care nu e chiar cea mai grozavă. Sunt familie și familie. Nu înseamnă că dacă e familie, gata, îi pui pe un piedestal și îți stau în calea destinului. În fine. 5 de băte. Ia clarificăm și 5 de băte. Steaua. Ia uite. Steaua de două ori. Mai, pentru destinul tău, pentru vindecarea ta, trebuie să te lupți. Și știu. Poate ar trebui să se documenteze un pic, să mai citească. Și eventual să lase influențele negative și să meargă înspre 6 de spade, să meargă înspre asul de cupe, să meargă înspre vindecare. Au pe cineva care influențează. Ia uite. În loc să se documenteze, cum să se lumineze, au taca, 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 taca și în dreapta și în stânga. Lumea? Aici am clarificat mai mult. Ia uite. Iar, taca, 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 influențele. Lumă mica sau? Eu știu, femeia aia, distorsionată. Dar, repet, doamnelor, dacă voi știți că sunteți divine, v-ați retras apele, iubirile, nu aveți nevoie. Nu, nu. Judecata. Sunt conștienți că trebuie să renască, dar e un chin pentru ei. Deocamdată, 5 de bâte, e un conflict. Cum să se vindece, cum să renască, cum să accepte vindecarea. Ha! Ca și când cineva îți dă o pasilă și te zvie de ceva de genul ăsta, de, dar știi că ți-e bună, știi că îți face bine. Băi, ce mă consum eu acum în etalările voastre, mai, dragii mei, poate apreciați și voi implicarea mea sinceră. Că știți că sunteți dragi. Dragi. Mesaje. Ia că, ia uite-mă. Dragostea îndură, dar interesant că a venit invers. Azi, 1 Corinteni cu 13, vă rog frumos, căutați, este unul dintre cele mai minunate pasaje din Biblie. Da? Pot să am orice, dacă n-am dragoste, asta trebuie să învețe ei. A venit invers. Probabil că au îndurat în alte relații toxice și exact în cea în care trebuie, nu sunt în stare să... Ia, relații. Relații karmice. Asta înseamnă patterns, karmice, sunt șabloane, neînțelese, nevindecate, îți trebuie putere, cum văzuserăm cu toții, dragii mei, putere, ca să recunoști turnul, trezirea, să recunoști, să fie lumină, da? Ce este nevoie să schimbi? Roata norocului n-a apărut aici. Dar schimbarea a apărut ea într-o anumită formă. Opt, e transformare. Să schimbi, să transformi și să vindeci. Nu? Wow, ce văd acum! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, vedeți? Aici este 43, înseamnă ce? Înseamnă 7, faetonul. Faetonul care intră în mișcare, se mobilizează și pune toată forța în acțiune și capacitatea de a decide, de a se lupta.
Băi, deci faetonul e tare când vrea, evident. Așa, 4 și cu 3. 4 înseamnă să fii în echilibru, să fii tu împăratul vieții tale, să fii autonom și atunci îți creezi 3 împărăteasa sau îți atragi sau te duci o cucerești pe împărăteasa ta. Da. Eu văd multe lucruri. Da, te duci, că e faetonul, se duce, nu? Faetonul, împăratul conduce faetonul și merge spre împărăteasă. Acum văzuseră și voi ce am văzut și eu. 3 este invers. Și aici este 3. Această femeie distorsionată, posibil, mămică, să-și fi atras un soț toxic, că dacă ea era distorsionată, nu putea să stea cu un om normal, echilibrat. Și atunci au dat întreaga familie 10 de monede. Peste cap. Pentru ce? Pentru bani, eventual. Pentru că împărăteasa să vorbește de abundență, împăratul de protecție, de control, dar toate manifestate la modul distorsionat. Ea obsedată de bani, el obsedat de control. Mămica și tăticul în primul și în primul rând al cuiva. Asta este cert. Acum poate este soțul și soția, că dacă un soț stă lângă o femeie distorsionată, mai devreme sau mai târziu se minte pe el. Băi, nu vă cer, dragii mei, persoana asta care ia uite își dorește physical touch cu voi, că voi aveți clipici, pupici, lipici. Da? 4-7 poate important. Ia uite, stea, aveți steluțe. Îngeraș în jurul vostru își dorește această iubire, că n-a văzut în viața vieților sale așa ceva. Și în primul rând, genul acesta de atingere care vinde, că iau-te romanță. Da, dar fărește, ok. 2 și cu 5, 7, dar pentru asta trebuie să-ți îmbrățișezi emoțiile, trebuie să te lupți, să ai o altă gândire. Unicornul, să gândești altfel, out of box, Chrissy. Bitch. Doamne, moftică. Acționează de ca și când partenerul este aici. Asta pot să vă transmită. Că da, se gândesc tot timpul la voi, vă simt în preajma lor și probabil încearcă să vă manifeste, dar deocamdată... Interesant ce simt. Deocamdată protejează relațiile karmice mai mult decât ar trebui să vă protejeze pe voi. 10 apare ca și roata norocului, schimbare de energie. În momentul în care acceptă aceste adevăruri, păi vă protejează pe voi. Pe cei care i-au pus în 12 în spânzurat. În sacrificii. Păi. Nu, eu n-am nimic cu corțile de tarot, ci cu personajul acesta. Dacă nu rezonați, căutați la număr. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!